Alexandra, cunoaștem că astăzi dumneavoastră sărbătoriți ziua de naștere și cu acest prilej cineva a decis să aveți o zi de naștere mai deosebită, încărcată cu emoții și cu multe, multe flori. Toate sunt pentru dumneavoastră și o tortă pentru masa de sărbătoare. Și nu vă întrebăm dacă intuiți din partea cui este această surpriză, căci ne-au spus că este din partea unor persoane care vă iubesc foarte mult. Și ne-au rugat să dăm citire și mesajului pentru dumneavoastră, dar vrem să... Ce vă spune intuiția? Rude, am multe, dar nu le am. Nu comunicăm, nu e asta. Am o singură verișoară care o stimează foarte mult și mă stimează și e alături de mine întotdeauna și astea. Dar eu cred că nu a avut posibilitate, că a fost tare bolnavă. Dar am, în schimb, foarte mulți prieteni. Dar prieteni adevărați, care și la bine, și la greu, și la astea suntem toți împreună. Eu le dăm și ei la mine. Și mă gândesc de la, prieteni. Dăm citire mesajului și aflați cine sunt autorii acestei surprize. Dragă și scumpa noastră, astăzi, de ziua ta, ne dorim mult să te vedem cu zâmbet pe buze și prin această surpriză să-ți fim mai aproape, să-ți spunem la mulți ani și te iubim foarte mult. Îți dorim o zi plină de fericire, încărcată cu emoții doar de bucurie. Să știi că cel mai mult ne rugăm bunului Dumnezeu să-ți dăruiască mulți ani, sănătate și putere. Ești un exemplu de curaj și omenie pentru noi. Te apreciem și te stimăm mult pentru realizările tale în viață, pentru voința ta de a trece prin viață cu capul sus, cu demnitate și bunătate în suflet. Fie ca soarele să-ți încălzească orice zi, puterea și sănătatea să-ți fie călăuză, să sărbătorim încă de 100 de ori ziua ta de naștere. La mulți, mulți ani, scumpa noastră! Acest mesaj este semnat de familia Focșa, Lucia și Petru din Mihălășeni și de către familia Ursu din Chișinău, care vă iubesc foarte mult și regretă că nu vă sunt astăzi alături, să vă cuprindă chiar ei și să vă spună la mulți ani. Mulțumesc frumos, soreoară, cum ai ajuns la emisiunea asta, că tu ai fost într-o stare, nu pot spune. Mulțumesc foarte frumos și ți voi sănătoși, și copiii sănătoși și nepoți, să te stimeze și mulți ani înainte. Și pentru doamna Lucia? Lucia, fișorul ieri a fost tot omăgeat. Multă sănătate lui Sasha și familiei tot. Multă sănătate, are fetiță și un băițel, multă sănătate, noroc, fericire și bucurie și să-i aibă bunul Dumnezeu în pază întotdeauna. Spuneți dacă v-a plăcut surpriza lor. Foarte, foarte, am rămas, nu vă pot spune. Nu mă gândeam, vă spun că rude am multe, dar nu le am. Doamna Alexandra, vrem să vă spunem că complicele acestei surprize este Aurelia Melnic, directorul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din Ocnița, și vă urează și ea mulți ani înainte, multă sănătate și putere. Eu familie n-am cum vă spune, dar Aurica e om de aur. Nu degeaba mama ei, eu pus Aurica. Aur. Eu am lucrat cu dânsa atâția ani și de-a mea ca de mai mulți ani de când s-a ieșit la odihna bine meritat și astea și întotdeauna suntem împreună, întotdeauna mulțumesc, mulțumesc și iar mulțumesc și la bine și la rău să alăture de mine amândoi. Mulțumesc foarte frumos. Și noi vă vrem multă, multă sănătate. Și emisiune, dar altfel nu știu cum priap, cât are emoțional. Mulțumesc să vă dă Dumnezeu sănătate, noroc, fericire și bucurie și dumneavoastră, că așa faceți așa emisiuni plăcute. Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri cât am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri cât am avut, tu pe toate le-ai știut. Thank you.
la durere și la dragoste cu foc. Tot de tine am noroc, inima tu-mi dai putere, la neca și la durere și la dragoste cu foc. Tot de tine am noroc, câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Doamna Alexandra, ne mai povestiți ceva din viața dumneavoastră. Ce să vă povestesc? Eu sunt invalid din copilărie și pe data de 5 septembrie am plinit 50 de ani de când îmi sfără picior. Și până în 86 am trăit în sat, la Mihălășani. Am făcut casă și făceam tătișele, pentru mine nu era lucru care să nu-l fac eu. Și cu sacul în pot măsuiem și lemne tăiem și casă vopseam și grădină prășăm și tătișele. Și din 86 am trecut aici. Și am aranjat la lucru și am un stajul de muncă de 41 de ani jumate într-un picior. Și mulțumim lui Dumnezeu că mi-a dat minte și cuget și am venit aici. Aici e altfel, am lansat și a fost foarte greu acum pentru mine. Unde ați activat? Am activat la statistică și în ultima vreme la Casa Teritorială cu Aurelia Constantinovna și cu Mihail Ivan Jnezo, să-l ierte Măgureanu. Și din 2009 s-a odihnă bine meritat. Și bine, e liniște, e pace, e... Mulțumesc! Mulțumesc frumos dumneavoastră de așa... surpriză! Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Tu pe toate le-ai știut.